Episcopia Giurgiu a luat măsuri în cazul preotului Mihail Balaban de la parohia din Meletie, comuna Băneasa, acuzat de agresiune sexuală în urmă cu mai bine de o săptămână. Potrivit regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată al Bisericii Ortodoxe Române, preotul din Meletie a fost suspendat din funcție până la finalizarea anchetei demarate de episcopie. În acest timp, activitatea parohiei va fi suplinită de un alt preot desemnat de protoieria Giurgiu. Preotul Mihail Balaban de la parohia Meletie a fost suspendat din funcție. Decizia episcopiei Giurgiu vine în urma scandalului iscat în localitatea din comuna Băneasa în urmă cu o săptămână, când slujitorul domnului a fost acuzat de o enoriașă de 80 de ani că ar fi agresat-o sexual în momentul în care ar fi împărtășit-o. În comunicatul episcopiei Giurgiu se mai arată că pentru a evita eventualele situații conflictuale ce s-ar putea crea în parohie, preotul Mihail Balaban a solicitat și i s-a aprobat retragerea la mănăstire pe toată perioada anchetei, luându-și angajamentul de a participa la slujbele religioase și la activitățile mănăstirii. De asemenea, pe tot parcursul anchetei, preotul Mihail Balaban va răspunde tuturor solicitărilor venite din partea Comisiei de Anchetă și ale chiriarhului locului.